Dar de ce credeți că oamenilor le este frică că o să veniți la guvernare? Mă bucur că i-am băgat pe unii în sperieție. Și adversarii noștri sunt cei care au distrus România timp de 33 de ani, așa că am vrea chiar să paralizeze de frică. La o simplă căutare pe Google, principalul cuvânt care vă este alăturat este extremist. Ne-au inventat, de la legionari la ceaușiști, doi termeni care sunt în contradicție, la antisemiți, neonaziști și câte și mai câte. Există o poveste publică despre tatăl dumneavoastră cu un dosar, cu o furie pe care a fi avut-o la un moment dat împotriva unor polițiști. Nu mai angajează nimeni și a căzut în patima asta alcoolului. Asta e o durere în familia mea. Dacă ar asista toată lumea, și-a suferit toată lumea. Da, și suferă. Românii, după ce au fost rupți prin ordinul a doi criminali, Hitler și Stalin, reușesc să se reunească, asta va rămâne în cărțile de istorie. Asta să vă fie scopul? Vreți să intrați în istorie? Vreau să facem bine pentru țară. Aur este o construcție a serviciilor, finanțat exclusiv de servicii, al cărui scop e taman ăsta, de a schimba jocul politic. M-aș bucura să avem servicii atât de capabile, și au fost dezastroși, de la Iliescu la actualul turist. V-ați dori să vină un rege? V-ați dori să fiți dumneavoastră un președinte? V-ați dori să fiți un rege? Majoritatea românilor urmăresc cu sufletul la gură acest meci din Parlamentul României între dumneavoastră și Diana Șoșoacă. Diana este mai slobodă la gură, așa, este mai... Nu te înțelegi cu ea. Eu am arătat de multe ori și pe YouTube și pe Facebook, pe paginile mele, exact cât câștigă un parlamentar. Cât? Ai la dispoziție 10.000 de euro pe lună, nu zice nimeni asta. Acum donezi 90% din cei 7.000 de lei, dar pe lângă asta mai am diurnă, 4.000-4.500 de lei, primesc chirie, 4.600 de lei aproape, adică 1.000 de euro pentru chirie. Am bani să mă întrețin, să-mi întrețin familia. Aur. Da. Vă ajută numele? Aur. Ce înțelegi? Locul 1. Ce înțelegi? Excelență. Dacă veți fi președinte, la cine ar trebui să mă duc mai degrabă? Cu cine veți semăna? Alexandru cel Bun. Deci nu o să fiți Nicolae Ceaușescu, așa cum se tem foarte mulți. Nu o să fiți un dictator pentru această țară dacă deveniți președinte. Este cel mai tânăr lider de partid. În urmă cu câțiva ani, nimeni nu auzise de el. Dar a surprins o întreagă țară. Și-a creat un electorat pe internet, un spațiu pe care politicienii nu-l mai exploraseră vreodată. Acum, mare parte din clasa politică se teme cumva de ce se va întâmpla la următoarele alegeri. Dar și mulți români se gândesc cum ar arăta o Românie cu George Simion, președinte. Ne-am gândit că este unul dintre personajele despre care toată lumea vorbește. Ce s-ar întâmpla dacă l-am privi în oglindă? Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că i-am băgat pe unii în sperieție. Asta v-a fost strategia? În orice luptă e bine să ai adversarul cât mai înfricoșat. Și adversarii noștri sunt cei care au distrus România timp de 33 de ani, așa că am vrea chiar să paralizeze de frică. Când folosiți acest cuvânt, frică, și când v-am povestit de teama asta dintr-o emisiune, multora le este teamă, nu numai politicienilor, dar și societății. Teama nu e neapărat un cuvânt bun. Multora le e teamă și de ce ați putea să faceți. Este un dublu sens. Vrem să facem lucruri bune, dar vrem să inspirăm teamă adversarilor noștri politici, repet, cei care au distrus România 33 de ani și cei care au folosit frica asupra populației. Noi vrem să le întoarcem cu aceeași monedă. Dar de ce credeți că oamenilor le este frică că o să veniți la guvernare? Nu oamenilor. Politrucilor care și-au bătut joc de țară le e frică pentru că o să rămână fără acces la ciolan. Nu am găsit un român
bine intenționat, care să fie speriat de noi, alții decât cei care nu ne cunosc și prin intermediul unor televiziuni cred despre noi că suntem extremiști, că suntem radicali, că suntem niște vampiri. Vă gândiți de unde vi se trage această etichetă de extremist? N-am furat cu ei, n-am avut contracte cu statul, n-am stat la aceeași masă și trebuiau să găsească cumva niște forme de a ne denigra. Și ne-au inventat, de la legionari la ceaușiști, doi termeni care sunt în contradicție, la antisemiți, neonaziști și câte și mai câte. Sunt niște chestiuni care se pot demonta foarte ușor și numai reproducându-le fac un serviciu detractorilor noștri. Sunt convins că oamenii care ne cunosc și care o să urmărească acest material o să afle de fapt adevărul. Mergem de la un adevăr. Adevărul e că societatea e împărțită. Da. Vorbim de electoratul dumneavoastră, care se pare că sporește în sondaje, e o realitate, da. Dar vorbim și de o parte de electorat și vorbim de o altă realitate, care se teme, nu neapărat de dumneavoastră, ci de necunoscut, pentru da. Că sunteți un necunoscut. Nu se știe ce puteți să aduceți. Eu de frica asta de necunoscut mă gândesc. Este altceva, desigur. De frica de necunoscut o să-i rog pe toți cei care nu ne cunosc să ne cunoască, să ne descopere și să realizeze că nu avem cel mai bun prezent dintre cele pe care le puteam avea. Și că România este în direcția spre faliment, spre o fundătură, de fapt. Și trebuie să ne ajutăm cu toții, familia lărgită, pentru că neamul românesc înseamnă familia lărgită pe care o avem. Familia apropiată o avem acum de sărbători, acasă, dacă ne ajută bunul Dumnezeu. Și dacă am reușit să obținem chestiunea asta, pentru că e o mare avere să ai familia acasă de sărbători. La o simplă căutare pe Google, principalul cuvânt care vă este alăturat este extremist. Și dumneavoastră îmi spuneți că nu sunteți. Dar vă întreb de ce credeți că nu sunteți extremist? Eu vă întreb de ce spun acei detractori despre noi că suntem extremiști. Ce am făcut? Am făcut nimic. Am fost radicali cu cei care au furat banii țării, am țipat la cei care ne fură pe față, am luat atitudine când ei ne închideau în case și făceau afaceri de miliarde de euro de pe urma vaccinurilor și când căreau mii de camioane cu lemn către Austria și către alte țări. Eu cred că am avut dreptate și chiar ar fi trebuit să facem mult mai rău ca să îi împiedicăm. Credem în democrație și credem că justiția își va face treaba mai devreme sau mai târziu. Uite, cu cazurile legate de vaccin a început să facă. Aștept și arestarea celor care ne taie pădurile. Credeți că acest țipă din discurs pentru mulți a fost greu de înțeles la început? Sigur că da. Există mai multe tonalități pe care se comunică. Noi, pentru a ne face auziți, a trebuit să ridicăm tonul și să spargem tăcerea aceea asurzitoare. Dar vreau să vă întreb, cu adevărat, așa sunteți și acasă sau este o strategie de marketing? Păi eu așa cred că ar trebui să fim cu toții. În momentul când vine cineva și îți fură din buzunar, taci ca prostul și înduri, trebuie să țipi, trebuie să iei atitudine. Așa sunt în viața de zi cu zi. Dacă îi lăsăm pe derbedei ăștia care s-au făcut stăpân peste noi să ne conducă și pe derbedeia de la Bruxelles, care la fel inventează noi și noi biruri și taxe și opreliști, credeți că e bine? Ne puteți spune cum sunteți acasă? Vă știm cum sunteți pe Facebook, vă știm cum sunteți în Parlament, vă știm cum sunteți peste tot. Aș vrea să ne oprim pentru o secundă, să ne spuneți cum sunteți acasă. Era un fost premier care spunea, în calitate de prim-ministru am această opinie, dar în calitate de deputat am altă opinie. Eu am aceeași opinie peste tot și mă manifest la fel plenar peste tot. Nu am dublă personalitate, nici nu o dezvolt pe a treia. Așa sunteți dintotdeauna, de copil,
ați fost mai vocal? Întotdeauna am fost mai radical, întotdeauna am luat atitudine, întotdeauna am fost lider în grupurile din care am făcut parte. Întotdeauna am fost în fruntea mulțimilor. Că tot ați vorbit de fruntea mulțimilor, principala referință din biografia dumneavoastră, care e tot adusă și resadusă din trecutul dumneavoastră, este lider de galerie. E o chestie cu care vă mândriți sau este folosită ca un atac împotriva dumneavoastră? La un moment dat se spune ultras. Este o chestie cu care m-aș fi mândrit dacă era reală. Dar nu e. Dar nu e reală. N-am fost lider de galerie. Dacă eram șef de galerie, era o chestiune pe care mi-o asumam cu mare drag, pentru că să conduci niște mase, niște sute, niște mii de oameni, să conduci o mulțime de oameni, inclusiv pe stadion, care este o reflecție a societății, e o chestiune pe care eu o apreciez. Și am prieteni care au condus mulțimi, fie că e vorba de galerii de fotbal, fie că e vorba de ONG-uri sau meeting-uri stradale, cu care sunt prieteni, pe care îi respect și care au abilități organizatorice, au condus la viața lor ceva. Cei care ne conduc în momentul ăsta nu au avut în viața lor o firmă, nu au plătit un salariu. Sunt nei ca nimeni. Și s-au trezit, cum s-a trezit Florin Câțu, anchetat acum pentru achiziția a 100 de milioane de doze de vaccin, s-au trezit că îi conduc România. Dar ați mers pe informație? De unde informația asta cu lider de galerie? De unde a apărut? V-am spus, adversarii noștri politici, pentru că vor să ne discrediteze și noi nu putem fi bănuiți de corupție, de afaceri cu statul, nu am furat cu ei, au trebuit să inventeze ceva și ne-au făcut de la legionari la comuniști, de la lideri de galerie la violatori, s-au răspândit foarte multe că dacă împroși cu noroi, din tot noroiul ăla tot se lipește ceva. Adică cheia în care trebuie să traduc informația că sunteți lideri de galerie ar fi fost că de fapt veniți la pachet cu o violență. Și că sunt prost, că cei care merg la meciuri de fotbal sunt din ăștia care mănâncă semințe și urlă și sunt pleava societății. Noi avem foarte mulți oameni care ne susțin, care merg la meciuri de fotbal. La meciuri de fotbal merg și cei care nu au patru clase, poate. Și Ceaușescu n-a avut patru clase și totuși, comparând, a făcut mai multe decât hoții ăștia. Și intelectuali, doctori, ingineri, arhitecți și așa mai departe. Societatea e mai complexă decât cea pe care o vedem doar în anumite bule. Trebuie să avem grijă și de cei care locuiesc în mediul rural. E jumate din țară, nimeni nu vorbește despre ei. Nu au șanse copiii care merg la școală în mediul rural, de exemplu. Ne lăsați puțin să vă facem portretul de familie. Mergem acasă la dumneavoastră. Unde v-ați născut? M-am născut în Vrancea, la maternitatea din Focșani, pentru că mama, care muncea deja și făcea facultatea la București, a venit la Cules de Vie, la bunicii mei, pe malul Pudnei, în comuna Garoafa, satul Răchitosu, unde am și domiciliu, și au apucat-o durerile nașterii acolo. S-a născut pe 21 septembrie în 1986. Sunt cel mai tânăr lider de partid post-decembrist. Dar familia dumneavoastră este din București? Nu, mama este din zona Vrancei și eu mă consider, m-au crescut bunicii mei parțial și am mers toate vacanțele de vară și de iarnă, mergeam la bunici la țară și mă consider parțial vrâncean. Tata ialomițean, soția mea este tot din Ialomița. În București e capitala, în București am făcut școala generală, grădinița, școala generală, liceu, facultatea. Ce fel de familie aveți în copilărie? O familie, din punct de vedere material, puțin peste medie.
părinții mei au făcut ASEU, mama a fost contabil, tata a lucrat la bancă și chiar dacă eram puțin peste medie, am copilărit în cartierul Dristor din București. Țin minte când s-a deschis McDonald's-ul, eram copil. Au făcut economii o lună întreagă ca să ne ducă la McDonald's. Și n-a mers și mama și tata, a mers numai tata. Aștia au fost anii 90 în care am copilărit și am crescut. Niște ani umilitori pentru români. Deci anii 90 i-ați resimțit ca fiind umilitori. Umilitori pentru dumneavoastră ca și copil sau pentru părinți că au trebuit să treacă prin anii ăia? Părinții săraci au muncit ca noi să avem cei mai buni. Și chiar au muncit. Și chiar și-au luat de la gură ca noi să fim mari, să învățăm, să facem facultate. Dar ce era șocant în anii ăia era... Era sărăcia. Și neputința părinților de a da mai mult? Au dat totul. N-am ce să le reproșez părinților mei. Zic de societate. Societatea din România, așa cum am simțit-o eu, și m-a frustrat lucrul ăsta, în anii 90 era incapabil. Ne-am vândut fabricile, ne-am distrus industria și eu aveam 10 ani și eram pur și simplu consternat de ce se întâmplă. Și neputincios să opresc tot răul ăla care era atunci și care a continuat. Cu cine se mânați mai mult? Cu mama sau cu tata? Și cu mama și cu tata. Dar ca model, pe cine aveți? Pe bunicul meu. Pe bunicul din partea mamei, pe tata aia Radu. De ce? Că a fost un om demn, a fost un țăran român cu suflet bun și care ne-a iubit foarte mult. Nu-l mai aveți? Nu, nici pe mamaia, nici pe tataia, nu mai am bunici. Chiar dacă am 37 de ani. S-a dus la Dumnezeu. De ce atât de lipit de bunicul? A fost o personalitate care... Foarte inteligent, foarte inimos și a avut 3 copii, a văzut pe toți la casa lui. Dintr-o postură, el a fost împiegat de mișcare la CFR, a făcut doar 7 clase, că nu putea pe vremea aia să facă mai mult. Mama aia 4 clase, Dumnezeu să o ierte. Erau foarte deștepți, erau niște țărani români foarte deștepți în statul lor unde am copilărit. Și veneam, în liceu eram și am făcut unul dintre cele mai bune licee din București, Colegiul Național Gheorghe Lazar, și îmi punea niște întrebări de geometrie, de mâncuia și pe mine și pe sora mea. Sora e mai mare cu 4 ani. V-ați gândit de ce, acum ca bărbat în toată firea, de ce v-au marcat atât de mult acești doi țărani simpli, povestea lor de viață? Pentru că erau autentici, pentru că ne-au iubit enorm, pe noi ca nepoți, și pentru că ne-au crescut frumos. Mama și tata erau la muncă dimineața până seara în București. Noi am crescut pe ulițele din satul ăsta pe unde trecea Putna. Au ajuns să vă vadă sus? Să fie mândri? Nu. Tata a murit în 2001, Dumnezeu să-l ierte, și mama aia în 2020, când era toată nebunia cu COVID-ul, n-a murit de COVID, dar eram în campania de la locale. Și era bolnavă sărăcuța și închideau ai mei televizorul pentru că putea să mai vadă acolo că mă ridicau jandarmii, că iau amendă și se îngrijora pentru mine. Până să ajungeți cunoscuți, aș vrea să vă înțeleg și mama și tatăl. Înțeleg că iubirea v-ați luat-o, v-ați încărcat de acolo. De la toți, da, sigur. Mama și tata, în schimb, ce rol au avut? V-au înțeles? S-au preocupat mai degrabă să aveți ce pune pe masă? Care a fost rolul lor în viața dumneavoastră?
Ne-au crescut, ne-au oferit confortul material de care am avut nevoie. N-au fost membrii de partid, n-au fost securiști, n-au fost... Au fost într-un cartier destul de muncitoresc, acum e bine cotat. Dristor, Bobocica, zona aceea. A lucrat tata la bancă până să vină francezii. Au venit francezii, căutau numai tineri și oameni care să muncească 12 ore pe zi și l-au eliberat din funcție. Aia a fost un șoc pentru tata. Și mama s-a jertfit mult pentru noi. Țin aminte anii 90, cum mergea cu noi pe la diferite magazine, departe de casă, ca să găsim mâncare mai ieftină. Și își lua de la gură, poate ea mânca un colț de pâine, dacă mânca, ca noi să avem portocale, banane, tot ce trebuia unui copil. Deci la mamă punem cuvântul sacrificiu în drept. Da. Persoana care v-a susținut pe toți și s-a sacrificat. Da. Și la tată, în dreptul personalității lui, ce punem? Seriozitate, conștiinciozitate, pentru că e un om care a evoluat profesional, a fost inspector la bancă până să vină francezii care au cumpărat respectiva bancă și a făcut ce trebuie pentru copii. Era dur? Nu. Vreau să le cumva povestea care am găsit-o public și nu se leagă. Există o poveste publică despre tatăl dumneavoastră cu un dosar, cu o furie pe care a fi avut-o la un moment dat împotriva unor polițiști. Nu, tata a suferit un șoc după treaba asta cu francezii și după nu și-a mai găsit loc în societate. 50 de ani, nu mai angajează nimeni. Și a căzut în patima asta alcoolului. Asta e o mare problemă cu care se confruntă multe familii. Să devii dependent de alcool și asta e o durere în familia mea. Dacă ar asista toată lumea și a suferit toată lumea. Da, și sufer. Acum sunteți ok unul cu altul? E greu într-o familie să ai pe cineva dependent de alcool, de droguri, de diferite chestii. E foarte greu de trăit pentru mama, în special. Acum noi suntem mari, suntem la casa noastră, aștept propriul meu copil. Vă e teamă pentru mama, nu pentru că este violent, ci pentru că stă în casă cu cineva care nu poate să se controleze, de fapt. Da. Și mă gândesc, fiind, nu sunt eu la putere, nu sunt la guvernare, dar mă gândesc la alte familii care trebuie să treacă prin lucrul ăsta. De ce nu s-a putut rezolva problema tatei? Cred că toată lumea a încercat să-i rezolve problema. Nu a fost dorință faptul că s-a văzut din cineva la pământ, viața i s-a schimbat peste noapte, a fost ceva de netrecut? Am vorbit mult cu directorul Spitalului Obregia despre dependență, despre felul în care, oricât și-ar dori unii și alții, tot cad în patima alcoolului, a drogurilor. Și, din păcate, nu sunt centre de reabilitare în România, unde poți să-ți duci copilul, părintele, ruda, prietenul, când trece prin așa ceva și nu suntem pregătiți ca societate să îi scoatem de acolo. Și te declar neputincios. Dar neputința asta asupra dumneavoastră, care vă luptați public cu toată lumea, când ajungeți acasă și se sting toate camerele astea și deveniți un simplu fiu, se simte ca un eșec personal, ca o neputință, ca o nefericire? Cum se răsfrânge? Sunt lumini și umbre în tot ce facem. Și desigur că am vrea să reușim peste tot.
Dar sunt lucruri care sunt cu neputință pentru noi oameni și cu putință doar pentru Dumnezeu. Să fie avut influență în mintea dumneavoastră ca și tânăr tot evenimentul ăsta cu tatăl, tot chinul lui, v-a încărcat el toată lupta asta pe care v-ați asumat? Tot ce facem ne încarcă și ne mobilizează sau ne demobilizează. Aș vrea să înțeleg de clicul. Și experiențele prin care am trecut eu și familia mea, văzându-l pe mama, văzându-l pe tata și văzându-l pe tata aia, Dumnezeu să-l ierte. Eu când aveam 10 ani am venit în 1996. Am venit de la București, gata de schimbare, tataie, trebuie să votăm cheia, trebuie să facem schimbarea. Emil Constantinescu. Și tataia săracu s-a certat cu tot satul. A venit nepotul de la București, că trebuie să scăpăm de ăștia. Și după un an s-a dovedit o mare dezamăgire, tot ce a fost convenția democrată cu cei 10.000 de specialiști. Și ăla pot să zic, dacă mă întrebați așa de momente pe care le-am fixate, ăla a fost prima mea dezamăgire legată de lumea politică și un moment în care mi-am promis că o să schimbăm lucrurile. Sunt foarte curios, după ce ați plecat de acasă, cum v-a fost viața până momentul în care noi facem cunoștință pe micul ecran și este exact momentul când vă vedem câștigător? Vă vedem deja cumva bine. A fost o viață normală? Prin ce v-a dus viața până în momentul ăla în care noi am făcut cunoștință cu dumneavoastră? Păi, o viață normală din unele puncte de vedere, când mi-am deschis la finalizarea facultății propria firmă și când ca mic antreprenor au început să vină toate controlele din lume, aveam pe Calea Moșilor un magazin, că de ce n-am tradus din engleză că-i tricou din bumbac și peniseră după șpag. Găsirea pentru mine a unui loc și chestiunile care nu sunt atât de normale pentru un tânăr, felul în care mi-am dedicat zile, săptămâni, luni, întregi luptei ăsteia pentru reîntregire națională, pentru ideea de mai bine în societate, felul în care am crescut de la zero o mișcare civică pentru drepturile românilor. Și asta m-a animat pe mine și m-a făcut să am puteri supranaturale, zic unii, dar eu cred că de la Dumnezeu. Era un moment în care te animă ceva și ai un crez și te lupți pentru ceva, poți să faci mult mai multe. Și am făcut, cred că am dus tone de carte în Basarabia, la Chișinău, la Cernăuți. Cred că suntem singurii care am reușit să avem o manifestație de aproape 100.000 de oameni pentru a cere unirea Basarabiei cu țara. Știți, toate scrisurile acelea, Basarabiei, România, pe ambele maluri ale Prutului, noi le-am făcut. Am făcut și o televiziune la Chișinău. Sunt multe lucruri pe care le-am realizat administrând practic o luptă de redeșteptare națională. Ați ales această temă mare, unirea celor două popoare. Unirea aceluiași popor, poporul român, unirea tuturor românilor. Unirea Republicii, pentru că mi-a plăcut Moldova, mult istoria. De aici a plecat, cu România. Da. Când eram mic, aveam cărți de istorie și îmi făceam liste întregi cu cronologia domnitorilor din Moldova, din țara românească și din Ardeal. Plecăm de la o premisă, care spune în felul următor. Mulți spun că v-ați ales o temă de marketing foarte bună, care să prindă foarte bine la electorat, și doi, că foarte mulți din Republica Moldova nici măcar nu-și mai doresc unirea, și nici măcar românii nu-și mai doresc unirea. Și vă întreb, cât de actuală e tema? La dimensiunea
istoriei și calculând așa cronologia unui neam, ce își doresc unii și alții acum în 2023 e prea puțin important. Noi avem o datorie de suflet pentru înaintași, pentru străbuni, să facem ce trebuie. Iar granița artificială de la Prut trebuie anulată. Sigur că democratic, sigur că prin valuri de dragoste de care noi nu suferim. Români de pe ambele maluri ale Prutului, mai ales frații noștri moldoveni de dincolo, pentru că și eu mă consider moldovean de-a lui Ștefan cel Mare de pe partea asta. Față de Ștefan cel Mare, față de Mihai Viteazu, față de Horea Cloșca și Crișan, Avram Iancu și toți care și-au dat viața ca noi să fim aceeași țară, n-avem voie să-i lăsăm pe niște comisari sovietici sau bruxelezi să ne dicteze viitorul. Mai sunteți interziți la Chișinău? Sunt. Prin acțiunile mele unioniste am primit interdicție și la Chișinău și la Cernăuți. Ambele interdicții sunt în vigoare. Când puteți călători? Când vă expiră? Nu știu, probabil când voi avea o funcție importantă în statul român și când îi vom anunța pe cei de la Chișinău că se oprește pipeta cu bani pe care, țeava cu bani pe care o au, o să-și reconsidere poziția. Să luăm un scenariu utopic în care alegerile se întâmplă în România, dumneavoastră reușiți să capitalizați un număr mare de electorat, intrați la guvernare într-o formulă sau alta. Da, AUR va intra la guvernare în 2024. Ce faceți cu această temă numită Unirea? Este un prim punct? Pentru mine este în... un proiect de țară. Pentru mine, unirea tuturor românilor în cadrul acelui stat este izbânda unei generații. Și având pârghii de putere pe care nu le-am avut și am zis decidenților în 2015, 2016, 2017, în anul centenarului, în 2018, ce au de făcut? N-au mișcat niciun deget pentru că nu i-a interesat. I-a interesat de la Cioloș la Tăricianu și Dragnea, cei care erau atunci, doar să capitalizeze politic și să facă niște jmenuri pe la ordonanța nu știu care, pe la comisarul european nu știu care. Da, nu e interesat punct, istoria neamului românesc. Dar va fi un punct pe masa de negociere? Va fi cel mai important punct. Pentru că putem, sigur, mări sau scădea unul sau două puncte de TVA, putem mări sau scădea anumite salarii, dar chestiunea asta rămâne în istorie. Faptul că românii după ce au fost rupți prin ordinul a doi criminali, Hitler și Stalin, reușesc să se reunească, asta va rămâne în cărțile de istorie. Asta să vă fie scopul? Vreți să intrați în istorie? Vreau să facem bine pentru țară. Dar vreți să intrați în istorie? Dacă lucrul ăsta se va consemna undeva și va rămâne și numele nostru într-un colț de pagină, într-un subsol, e o satisfacție mare pentru mine. Mă duc doar la copilul George Simion, care deschidea cărțile de istorie, se uita la tot felul de domnitori, de oameni politici. I-am și acum pe domnitori, i-am pus la intrarea în sediul nostru. Mă gândesc doar dacă atunci s-a ițit un plan în care v-ați dorit și dumneavoastră să fiți în această carte de istorie a țării este. Mi-am dorit să-i cinstesc și cred că memoria eroilor care și-au dat viața pentru ca noi să avem astăzi o țară, memoria soldaților din primul și al doilea război mondial care au luptat la Cotul Donului și în Munții Tatra, nu este cinstită cum trebuie. Puținii veterani de război pe care îi avem în viață nu sunt onorați. Haideți să mergem la alegerile trecute. Da, mergem cu drag. Vin rezultatele alegerilor? Da. Nimeni nu era pregătit, nimeni nu știa că undeva pe internet această mișcare a dumneavoastră se dezvolta. Câștigați 9, la cameră 9,25 la Senat, da. Surpriza alegerilor, nimeni nu a știut ce să facă cu dumneavoastră, nu știa de unde să vă ia, nu știa cum vă cheamă,
Cumva erați cunoscuți doar pe Facebook? Da. Păi cumva, pentru că nu ne chemau la televiziuni. Cumva, doar pe Facebook am putut să răspund din mesajul. Întrebarea e simplă. Cum vi s-a schimbat viața din noaptea aia? Cu nimic. Eu știam că o să intrăm în Parlament, știam și scorul. Am spus la 21.01, când am intrat în conferință de presă, le-am spus tuturor, stați liniștiți, numărați până la ultimul vot, avem 10%, nu vă mișcați din secțiile de vot. Dar de unde siguranța și pe ce vă bazați? Pe campania pe care am făcut-o, conștienți, calculați, ne-am făcut temele. Noi am fost exact niște elevi studioși care am știut ce trebuie făcut în materia unde trebuia să dăm examenul. Materia este politică. Și am văzut niște elevi în jurul nostru foarte nepregătiți. Și ne gândim că acei elevi, unii dintre ei nici nu și-au dat bacul la timp, conduc destinele unei națiuni, conduc milioane de români spre pierzanie după mine. Tradus, ați reușit să șocați atunci clasa politică și societatea pentru că ați prins o societate politică nepregătită? O clasă politică execrabilă. O clasă politică de ageamii, care nu înțeleg ce se întâmplă, nici acum nu înțeleg ce se întâmplă în jurul lor. Au impresia că dacă ne portretizează pe noi ca extremiști, ca radicali, gata, lumea nu o să ne voteze. Ei au furat 33 de ani, trebuie pedepsiți. Sunt, în opinia mea, niște criminali, pentru că și-au bătut joc de sute de mii de familii care astăzi sunt despărțite. Sunt români plecați peste hotare din cauza deciziilor lor. Și aud, îmi asum. Ce ți-asumi? Cum îți asumi? Intri la închisoare? Plătește familia ta dacă în urma deciziei pe care ai luat-o suferă 1 milion de oameni? Nu, ce ți-asumi? Nu vei mai fi în politică? Următoarea informație pe care mi-o amintesc după ce ați câștigat, da? Era că AUR este o construcție a serviciilor finanțat exclusiv de servicii, al cărui scop e taman ăsta de a schimba jocul politic. Da. M-aș bucura să avem servicii atât de capabile și atât de dornice să facă bine pentru țară. Sper să existe oameni în serviciile secrete din România care să aibă în suflet binele țării. Candidați și la prezidențiale. AUR va avea candidat la prezidențiale. Sunteți dumneavoastră candidatul? Avem 10 variante de candidați, ne vom decide după ce vedem rezultatul la alegerile europarlamentare și vedem care sunt și ceilalți candidați. Nu suntem niște amatori în jocul ăsta numit politică și pot să garantez tuturor că vom avea un candidat redutabil care intră în turul 2 și va avea mari șanse să câștige. Vă întreb în alt context. În trecutul dumneavoastră, aveți o declarație prin care simpatizați foarte mult cu ideea de monarhie. Da. Vă doriți să fiți președintele unui stat în condițiile în care v-ați dori cumva și reinstaurarea monarhiei. Și acum, în momentul 2023, după ce ne uităm peste toate declarațiile dumneavoastră, aș vrea să știu ce fel de stat vă creionați în minte pentru România. Ce v-ați dori pentru țara asta? V-ați dori să vină un rege? V-ați dori să fiți dumneavoastră un președinte? V-ați dori să fiți un rege? Eu am dat o declarație destul de clar. La ce președinți am avut în ultimii 33 de ani? Mai degrabă un rege și o dinastie monarhică pentru România e de preferat. Au fost dezastroși de la Iliescu la actualul turist. Nu poți să ai așa ceva. Și știți care e problema? Mandatul unui președinte este limitat la 5 ani, zici. Majoritatea dintre ei, fără Constantinescu, au reușit să-și recâștige al doilea mandat. Dar un rege știe că domnește până la finalul vieții și altfel are o perspectivă pe termen lung. Din punctul ăsta de vedere m-am declarat mai mult un susținător al acestei idei. Că despre mine,
Eu vreau să-mi slujesc națiunea, vreau să-mi slujesc țara. Până acum puteam să cad pradă multor tentații, puteam să am foarte mulți bani în conturi necinstiți, am ales calea onestă, calea cinstită și vreau să fac bine românilor. Majoritatea, o să cad și eu pradă ispitei, majoritatea românilor urmăresc cu sufletul la gură acest meci din Parlamentul României între dumneavoastră și Diana Șoșoacă. Este ca un fel de gală RFX, dar în Parlamentul României, în care tot timpul vă confruntați. Este un fel de guilty pleasure românesc, în care unde vă vedeți, vă ciocniți. Da. Însă istoria vă aduce împreună. Da. Ce și s-a întâmplat? Viitorul, cred că ne și viitorul? Aduce împreună. Da, Diana este mai slobodă la gură, așa, este mai... nu te înțelegi cu ea, sau cel puțin nu te înțelegi. Ea e fată bună, e bine intenționată, dar nu te înțelegi cu ea, mai ales dacă îți faci un plan de bătaie. Că nu poți, hop, îi mănânc pe toți. Nu merge așa, nu funcționează lucrurile așa în viață. Mai domol și cu strategie pe termen lung. Și singura cale a ei pe a continua, scopul fiecărui partid politic este de a guverna. Este printr-o alianță cu AUR, de unde a și plecat. Dacă era puțin mai cumpătată și știa că nu poți să sari direct și să arzi niște etape, ar fi avut cu siguranță un loc lângă noi, îl are în continuare. Și eu, chiar dacă am 37 de ani și sunt mai mic, și chiar dacă am îndurat multe, au fost vremuri când striga după mine că sunt homosexual, după aceea a bălăcărit-o în fel și chip pe soția mea, chestiile astea personale nu e bine niciodată, să, mai ales genul ăsta de mahalagisme. Chiar dacă am înghițit multe, pot spune cu maturitate că trebuie să privim către viitor. Adică a plecat de lângă dumneavoastră pentru că nu a fost diplomată, așa cum ați învățat dumneavoastră să fiți? Nu. Mai diplomat? A plecat pentru că avea niște planuri personale. Acum, când o să dea cu capul de perete și o să vadă că nu poți face de unul singur, că ai nevoie de unirea forțelor, o să vină și ea, mai devreme sau mai târziu. Scria presa acum despre un randevu departe de capitala României, la Viena, între dumneavoastră și Diana Șoșoacă. Nu, dânsa are un soț, eu am o soție care mă așteaptă acasă, n-a fost niciun randevu între noi. Deci nu pregătiți nicio strategie. Era vorba de un randevu politic. Exclus. Exclus. În România v-ați întâlnit de când v-ați despărțit? De mai multe ori, sigur. Întrebarea mea este... dacă ați vorbit de vreo colaborare viitoare. E pe masă această propunere din partea noastră și o să fie în continuare. Și ultima întrebare referitor la ea și întrebare personală. Este real tot ce faceți, ce vă spuneți în Parlament unul altuia? Este pe moment? Sau este o strategie? Când vă pocniți împreună unul pe altul, așa. Este real? Știu, pare că, știți, e... poli care se atrag și totodată se resping. E cât se poate de natural. De ce nu vreți să folosiți cardul la Parlament? Din dorința de a reprezenta anumiți oameni care nu vor să plătească cu cardul, din dorința de a da un exemplu, că nu trebuie excluse plățile în numerar, și, vă zic sincer, dintr-o dorință de a nu ști altcineva pe unde merg eu. Câteodată mai las telefoanele, că și astea emit semnal peste tot unde mă duc. Mă duc, plătesc colo, mi-a cineva extrasul bancar și vede peste tot unde mă duc într-o zi. Și n-aș vrea să aibă cineva acces la datele astea. Deci nu aveți niciun card? Nu. Nici unul la nicio bancă? Nu. Deloc? Îl folosesc pe al soției când mai am nevoie. Așa ne explicăm și faptul că soția a făcut creditul pentru casă, pentru că nu vreți să folosiți. Nu. Aia i-l-au luat
părinții au vrut să ia locuință ei și după aceea ne-am căsătorit noi și s-au schimbat planurile și a donat către părinți locuința care era pentru ea și pentru fratele ei. E adevărat că vă donați banii de salariu? Un parlamentar are foarte multe beneficii, deci da. Ce înseamnă foarte multe beneficii? Să înțeleagă și oamenii din online. Deci ce înseamnă foarte multe beneficii? Eu am arătat de multe ori și pe YouTube și pe Facebook, pe paginile mele, exact cât câștigă un parlamentar. Cât? Ai la dispoziție 10.000 de euro pe lună. Nu zice nimeni asta. Se pare că am un fir de la soție. Dar nu e de aici. Așa. 10.000 de euro, indemnizația unui parlamentar e de 12.000 de lei. Eu, în momentul ăsta, iau 7.000 de lei pentru că am poprire pe cont. Pentru că în timpul pandemiei, în timpul campaniei din 2020, noi n-am stat în casă, ci am militat odată pentru libertate și pentru dreptul nostru de a ne face cunoscuți. Nu ne arăta nimeni la televizor, făceam meeting-uri, ieșeam în piețe și am primit amendă după amendă, amendă după amendă. Și din cauza acelor amenzi, acum nu mai primesc 11.000, aproape 12.000 de lei, primesc 7.000 de lei, cam această poprire. Și pentru câți ani sunt popririle? Încă? Cred că încă un an de acum înainte. Mulți români care au luat amenzi au genul ăsta de popriri din partea fiscului. Eu mi-am donat 90% din cei 12.000 de lei, constant, lună de lună. Nu e o promisiune pe care am făcut-o în campanie, e o promisiune pe care o făcusem în prima mea campanie la alegerile europarlamentare, când am candidat ca și independent. Și acum donez 90% din cei 7.000 de lei, dar pe lângă asta mai am diurnă, în funcție de la câte ședințe merg, dar eu merg la toate, 4.000-4.500 de lei, primesc chirie 4.600 de lei, aproape, adică 1.000 de euro pentru chirie. Am bani să mă întrețin, să-mi întrețin familia. Să vedem când apare băiețelul. Mașină, benzină? Tot, telefon, îți dă parlamentul tot. Șofer aveți? Da, tot. Bun. Și practic dumneavoastră spuneți că dați banii de indemnizație, dar rămâneți cu restul banilor de diurnă din care trăiți. Da. Alte venituri nu aveți. Nu. Astea sunt toate. Da. Și trăiți foarte bine. Deci dacă tragem linia acum, în viziunea noastră, cam cât ar trebui să câștige un parlamentar pe lună, fără alte beneficii? Cât ar trebui să intre lunar în cont? Adică cât ar trebui să fie, tot cum are un parlamentar în momentul ăsta, 10.000 de euro? Cred că 3.500 de euro e mai mult decât suficient. Adică fără niciun alt beneficiu. Două treimi, da. Două treimi din... Da, pentru că acele cabinete parlamentare și sunt pur și simplu degeaba. Eu zic că tăierea cu două treimi a beneficiilor pe care le are un parlamentar, a numărului de instituții centrale și locale, ar face viața în România respirabilă. Mulți au vorbit despre acest restaurant, al cantina socială de la Parlament. Prețurile au crescut până la urmă sau sunt la fel de mici la mâncare? E o chestiune explicabilă din punct de vedere economic. Prețurile sunt în continuare, eu le-am arătat de multe ori. Ne puteți da câteva exemple? Cam cât sunt prețurile la mâncare acolo? Chiar 3 lei, 4 lei ciorba. N-am timp efectiv să mă duc, e și coadă, dar n-am timp. O friptură, de exemplu, cam cât este acolo? 12 lei, 14 lei era. De ce zic că e explicabilă? Asta e doar materia primă ce se plătea acolo. Era o șmecherie. Nu plătesc cheltuiala cu salariații, nu plătesc spațiu. Ai spațiile la dispoziție. Și normal că îți iese, din punct de vedere economic, chiar avea un mic profit chestiunea aia, dar era o șmecherie. Dar în condițiile în care toată țara plătește TVA pentru orice. Da. Este normal ca Parlamentul în care, să nu plătească TVA pe toți mâncare? Toți salariații sunt aproape obligați să-și plătească banii pe card, pe noi ne lasă să încasăm în numerar. Nu, e ca în Grigore Alexandrescu. Noi vrem egalitate, dar nu pentru căței. A făcut în conjurul internetului această știre că ați importat un sistem american prin care ați făcut niște pachete la aur, prin care la pachetul aur, dacă aveai aplicația, contra unei sume, 1.000 de euro,
Oamenii puteau pur și simplu să vină într-o vizită la Parlament și la final puteau să întâlnească chiar cu dumneavoastră. Da, e destul de transparent din punctul nostru de vedere să ai diferite beneficii. Avem cardul, cotizația de membru standard, de argint și de aur, pachetul de aur, în care dacă erau oameni dornici, puteau să vadă cu mine sau cu membrii din conducerea partidului. Diferite privilegii. Așa se face și în politica din America. Este transparent pentru a evita genți de bani din partea unor oligarhi. Poate unii au o dare de mână să plătească cotizația anuală de 100 de lei, adică 8 lei 33 pe lună. Alții își pot permite să dea o cotizație de 5.000 de lei. Am pus-o. Noi avem și proprii noștri IT-ști, ne-au făcut aplicația mobilă a partidului. Suntem în același timp și un partid conservator și un partid modern, racordat la ultimele tehnologii, pentru că ne trebuie un sediu virtual în care să ne mișcăm mult mai repede decât o face PSD-ul sau PNL-ul, care sunt închistați în sediile alea clasice în care se fac mișculații. La noi e totul transparent pe sediu virtual AUR, pe platforma aplicației. Sunt curios dacă sunt foarte mulți oameni care au plătit 1.000 de euro să vă întâlnească. Da, cred că avem vreo 450 de pachete. În felul ăsta administrăm cheltuielile partidului. 450 ori 1.000 de euro, vă dați seama că e vorba de 450.000 de euro strânși în felul ăsta. Și în felul ăsta ne autofinanțăm. Noi n-am luat banii din subvenție, care sunt foarte mulți, milioane de euro, pentru gestionarea partidului. Noi am vrut să facem un spital fizic, nu ne-au lăsat să-l construim din acești bani și am pornit spitalul mobil, caravana mobilă AUR, care face bine multor români în țară, în județe. Alianța... Un alt proiect care ne-a ieșit, un alt proiect realizat. O să vă întreb un lucru. Alianța pentru Unirea Românilor sună foarte bine când îl spui așa. Da. Dar AUR... Da. Vă ajută numele? Da, ne ajută numele. Ne ajută numele. Pentru toate categoriile din de punct, public? Din punct de vedere al rezonanței. Și totuși nu dacă are o... ne chema pe ce? Partidul Conservator, deși a mai fost. PN, Partidul Național. Cine știa de PN? PN, ce să zic? PN. Noi am gândit special... de la nume, la siglă, la tot ce facem din punct de vedere politic, ca să rămână întipărit în capul oamenilor. Când auzi AUR, ce înțelegi? Locul 1. Ce înțelegi? Excelență. Și dacă înțelegi, îl asociezi cu mamudele sau cu foarte mult AUR, cu ce? Îl duci în cealaltă direcție, cu foarte multe ghiuluri. Îl duci într-o altă direcție. O verighetă o am și eu din AUR, dar din AUR alb. Așa. Vă întreb doar dacă vă ajută, considerați că numele vă ajută când îl au. Da. Deci de a fost asta... ales special. Sigur că da. Vă dați seama de ce am gândit acest acronim. În privința anunții pe care ați făcut-o, a fost transmisă în direct la televizor, toată țara a putut să urmărească, așa cum v-ați legat cununiile, în direct de dimineață până seara. V-ați putut bucura de moment? Nu a Foarte fost prea mult... Nu vi s-a părut că a fost prea mult transmisiunea în direct? A fost 3 zile și 3 nopți. Transmisiunea în direct a fost opțiunea televiziunilor respective. Și am văzut că nici ele nu au dat greș, au fost lideri de audiență a respectivele televiziuni care au transmis. Pentru noi a fost extraordinar. Eu de mic, dacă mă întrebați în politică, nu-mi imaginam că o să intru, pentru că disprețuiam cei conducători din momentul respectiv, dar mereu m-am gândit cum să fac eu o nuntă în care lumea să nu stea încordată la costum, îngrijorată cu privire la dar, fie ceva degajat. Și ne-a ieșit cu toată lumea. Mai sunt unii, dar pe mine nu m-ai chemat la nuntă. Păi cum nu? Am chemat toți românii. De ce n-ai venit? Nu... Mă bucur că am putut să avem aceste momente care... Chiar ne-au rămas la suflet. Chiar am avut o nuntă cam povești. Când v-ați hotărât să vă căsătoriți, ați ieșit foarte repede într-o relație și v-ați căsătorit foarte repede. Nu. Apoi.
Așa a relatat presa. Mi-au găsit vreo 3 neveste diferite. E un anumit gen de presă, presa de scandal, care tot încerca să mă cupleze cu... Și adevărul cum a stat, de fapt? Cum să stea? M-am gândit cu Ilinca că nu mai apucăm mai târziu să facem nunta, hai, ne luăm sau nu ne luăm? Și m-am bucurat că a fost curajoasă, hai, facem vara asta, că după aia nu mai intrăm în toată nebunia. După câte luni v-ați hotărât, să spuneți da? Eram de peste un an împreună, dar ne-am 6 luni înainte. Pentru ea nu a fost prea multă expunere? Nu sunteți uneori prea mult? Peste tot la televizor? Cum e să trăiască lângă dumneavoastră? Doar acum am început să fiu un pic la televizor invitat. Ilinca a început să se gândească, pentru că existeseră mulți. Și tu ai acceptat așa ceva? O nuntă din asta? Și am zis, ai încredere în mine, iubito, că știu ce fac. Și uite că a avut încredere în mine și acum are încredere în mine totală, pentru că a văzut că e bine și că suntem bine împreună. Și Doamne ajută să fie sănătos băiețelul pe care îl așteptăm și pot să zic că suntem cei mai bogați oameni din lume și mi-am găsit soția perfectă. Când ne uităm în această oglindă mult în urmă, cei dragi, cei apropiați și momentele în care poate că erați singur la aceste proteste, nu erați un politician, v-au fost alături? V-au înțeles visul? V-au contestat? Le-a fost frică pentru dumneavoastră? A fost frică. Mama tot mă ruga, săraca, hai, George, când te potolești, când te faci cu minte, în accepțiunea ei, în care nu cu minte ar fi însemnat să nu contest puterea, să nu am probleme cu jandarmii, să nu apar la televizor. Era frică pentru mine, ca orice mamă. Acum cred că e mai liniștită, o văd mai liniștită și a văzut și ea că băiatul ei știe ce face. Mulți v-au asociat cu familia tradițională. E unul din mesajele pe care le avem ca stâlp al societății, da. Pentru partea din societate, din comunitatea LGBTQ+, care este mesajul dumneavoastră? Pentru ei, ce aveți prins în programul electoral? Vrem să le transmitem că îi iubim, că îi respectăm, indiferent de orientare sexuală, și că sunt surorile frații noștri. Noi avem o viziune politică, o viziune ideologică în care înțelegem că biologia este aceasta. Ești bărbat, ești femeie. Și că relația dintre un bărbat și o femeie poate da naștere la copii. Este ce am învățat noi la biologie, ce ne învață credința creștină. Dar asta nu o să ne facă niciodată să ne îndreptăm împotriva lor și, în ciuda a ce văd în presă, nu îi urâm, ci îi iubim, îi acceptăm și îi rugăm să fie și ei cu noi la masă. Deci, pentru ei, cumva, nu vă gândiți, dacă veniți la guvernare, să le limitați drepturile în vreun fel? În niciun fel, asta este o prostie. Trăim în anul 2023. Dintotdeauna au existat persoane cu alte orientări sexuale, în perioada Imperiului Roman, de exemplu, cel mai cunoscut, și opțiunea fiecăruia ce face în dormitor. Dar mai multă libertate, pentru că la nivel european se vorbea despre un parteneriat pe care nici PSD, domnul Ciolacu, spunea că momentan societatea nu este pregătită. Dumneavoastră ce considerați? Societatea are la bază căsătoria dintre un bărbat și o femeie în România. Dacă nu urmăresc să se căsătorească în România, ci doresc să-și trăiască în alte forme viața, nu văd ce
pregătire ar trebui făcute la nivel societal. E opțiunea fiecăruia ce face în dormitor. La nivel de societate, noi așa privim lucrurile. Asta nu ne face închistați, încuiați sau homofobi. Nu avem nicio problemă cu persoanele de altă orientare sexuală. O să vă întreb un pic despre Ceaușescu. Vorbeați la început despre faptul că mulți v-au dus în zona lui Nicolae Ceaușescu. Un studiu pe care l-am văzut zilele acestea ne arătau că 49,2% dintre românii cumva se gândesc că vremurile de pe vremea răposatului tovarăș erau cumva mai bune pentru locuitori. Presupun că în spate se află mulți din generația părinților mei, poate bătrâni sau poate și tineri. Dumneavoastră... Sunt foarte mulți și tineri, da. Am făcut și noi propriile studii. Eu cred că mulți jonglează cu aceste cifre pentru propria agendă. De exemplu, cifra aceasta nu e 49,2 în studiile noastre, după cum nici AUR nu are 20% în sondaje, ci mai mult. S-a primit un anumit ordin să se limiteze, să nu se anunțe că AUR are 30, de exemplu. Cei care regretă și compară cei 24 de ani al lui Nicolae Ceaușescu cu cei 33 de ani de JAF național, sunt undeva la 67-68%. Cum îl vedeți pe Nicolae Ceaușescu acum? Ca un personaj istoric deja, cu lucruri rele, dar și cu lucruri bune. Nimeni nu spune lucrul ăsta. A făcut și multe lucruri bune. Le putem contura rele și bune? Vreau să vă înțeleg viziunea. Privarea de la surse de divertisment, libertate de exprimare, drepturi fundamentale la rele, pentru că era și o perioadă de dictatură. Interesul națiunii române, pe cealaltă parte, ridicarea de fabrici, uzine, sistemul național energetic, o țară fără datorii. România a fost singura țară care nu a mai avut datorii externe. O viziune la nivelul politicii externe. Noi eram, de exemplu, mediatori în conflictele din Orientul Mijlociu, aceleași conflicte și de astăzi. Astăzi suntem slugi. Astăzi nu contăm. Atunci România era un nume. Era, în primul rând, dictator. Ăla era regimul. Peste tot. Era perioada sovietică. Da. Era dictator. Noi trăim în democrație. Asta este regimul de acum. Momentan. În fiecare regim trebuie să facem tot ce e mai bun pentru ai noștri. Pentru români. Apelăm la viitor. Dacă veți fi dumneavoastră cel care veți candida din partea AUR, având cele mai multe procente în sondaj, dacă veți câștiga, având în vedere că avem și această amintire cu dumneavoastră, uitându-vă prin cartea de istorie și alegându-vă un conducător, dacă veți fi președinte, la cine ar trebui să mă duc mai degrabă? Cu cine veți semăna? Ce vă doriți să fiți? Alexandru cel Bun. Deci nu o să fiți Nicolae Ceaușescu, așa cum se tem foarte mulți. Nu o să fiți un dictator pentru această țară dacă deveniți președinte. Nu mai este vremea dictatorilor, după cum vedeți, în toată lumea liberă. O să încheiem cu un subiect la zi. Este vorba despre spațiul Schengen. Ne dorim cu ardoare să ajungem acolo. De atât de mulți ani încât nici nu mai știm de ce. Vine cu o condiție din partea austriecilor. E o informație deja devenită publică, cum că ar trebui să luăm o cotă de migranți. Vă întreb sincer dacă acest subiect cu migranții va reprezenta o temă pentru noastră. Și doi, de ce noi, față de restul statelor puternice, trebuie să luăm migranți? Nu e atât de mult subiectul migranților, ci subiectul condiționărilor. Noi ne-am îndeplinit obligațiile. Noi
am bifat cu succes toate condițiile de aderare la spațiul Schengen de 16 ani. De ce trebuie umilințe? De ce condiționări? Interesează. Dacă sunt popoare în lumea asta care se află în război, în mare foamete, în disperare, pot temporar să fie găzduiți în bătrânul continent. Dar de ce să luăm noi niște migranți care din Siria și în Afganistan au ajuns în Austria ca să ne accepte? De ce să triplăm numărul de polițiști? De unde o să-i triplăm? De la frontieră? Unde e problema cu securitatea frontierelor? Nu. Astea sunt reflexe ale unei vechi curți imperiale și nu mai suntem în epoca imperiilor. Nu ne mai poate dicta nouă Viena ce putem face și ce nu putem face. Viena să țină minte că ne exploatează pădurile, ne exploatează gazele naturale și petrolul pe niște condiții foarte avantajoase, au bănci pe aici și multe alte afaceri și s-ar putea, dacă nu își respectă angajamentele, cum noi ni le-am respectat, să nu mai fie un spațiu tocmai prielnic din punct de vedere economic pentru companiile lor care extrag foarte mulți bani din România. Vă întreb în ce cheie citiți dumneavoastră declarația președintelui care și-a dorit în continuare ca România și Bulgaria să fie primite cumva la pachet în spațiul Schengen. Bulgaria ne-a dat o lecție de demnitate națională. Nu se negociază în genunchi. Din păcate, atât pot sufletele de slugă care ne conduc astăzi. Dacă vreți să le spuneți noastră ceva oamenilor la final, dacă eu cumva nu v-am întrebat ceva și vreți să le spuneți. Să ne întrebe, să vină către noi, să ne cunoască. Nu suntem bau-bau, nu mâncăm pe nimeni, nu interzicem pe nimeni. Vrem un pic mai bine pentru țara noastră, vrem să nu mai fim ultimii. Atât. Și cred că suntem suficient de capabili. Nu suntem cei mai deștepți, nu suntem cei mai frumoși, dar mai capabili decât covrigarii de azi, cu siguranță suntem. La final, o chestie de context, sunt doar curios. Am văzut că aveți propriul cameraman, filmați ca un fel de reality show. Ce fel de momente alegeți să filmați? Ați venit inclusiv aici. Filmați tot ce faceți? Tot în afară de eu cu soție în dormitor, de soție cum gătește, gătește Ilinca foarte bine. Dar asta nu puneți. Asta nu punem și poate punem și asta, să ne gândim. Și contentul este exclusiv pentru YouTube? Îl gândiți separat? Care este strategia? În funcție de fiecare rețea de socializare, acum mi-am făcut și pe Reddit și pe Twitter. Pe Twitter postez numai în engleză, că nu prea sunt utilizatori. Și pe LinkedIn mi-am făcut conturi. În funcție de specificul respectivei rețele de socializare. Eu văd rețelele de socializare ca niște televiziuni. Astăzi am fost la Canal D, mai târziu postez ceva pe Twitter și mă adresez publicurilor respective. Nu obosiți? Am energie, am 37 de ani. Ar fi chiar ciudat să obosesc. Alții obosesc, îi văd destul de obosiți așa. George Simion, vă mulțumim mult. Mulțumesc și eu. Vin alegerile, oameni buni. Trebuie să ascultăm pe toți, să alegem ce e mai bine pentru noi. Întotdeauna, votul politic e foarte important. De el depinde viitorul nostru, al tuturor. Vă mulțumesc că a stat și azi în oglindă.